Senatorii au adoptat astăzi un proiect legislativ care vizează simplificarea și debirocratizarea procedurilor în cazul adopției. Proiectul de act normativ prevede eliminarea din procedura identificării rudelor de până la gradul al patrulea, în cazurile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția. De asemenea, proiectul mai vizează flexibilizarea derulării procedurii de adopție pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și a grupurilor de frați care nu pot fi separați, introducerea de noi stimulente financiare în vederea susținerii familiilor care doresc să adopte un copil cu vârstă mai mare, cu handicap sau un grup de frați. Potrivit unui amendament, managerul de caz va stabili ca finalitate planul individualizat de protecție în cazul în care părinții firești cu vârsta de peste 18 ani își exprimă consimțământul la adopție în cel mult 60 de zile până după părăsirea copilului. În acest caz, adopția se stabilește în maximum 45 de zile de la exprimarea consimțământului.